Vă salut, dragi prieteni. Astăzi am intervenit la stupi. Am mai făcut 3 roiuri. Am verificat fiecare stup în parte. Sindromul de roire, în cazul meu, anul ăsta a fost 0. N-am avut nici măcar un singur stup care a intenționat să intre în frigurile roitului. Ce-i drept, i-am ținut și din scurt. Am intervenit la săptămână, dar mi s-a întâmplat și la 2 săptămâni să vin la ei. Cu toate astea, ei se prezintă foarte bine. Ceea ce nu-mi place că am în zona unde sunt eu acum, culesul este foarte slab. E vorba doar de cules de întreținere. Am foarte multă vegetație, au de unde să își ia polen, mai ales pentru puiet, proteină. Au și ceva nectar, bagă ceva nectar, familie puternice. Mi-au băgat în 2 săptămâni undeva la, nu știu, să pun așa vreo 6 kg, 7 kg în cat. Însă este foarte puțin. Am venit să beau o gură de apă de la... Avem apă curentă aici, de la Mama Natură. Un izvor destul de puternic. Avem și prețul la rece. Cu cănuță de pământ. Să fie treaba. Haideți să mergem până la ei să vi arăt. Stupii au, din punctul meu de vedere, anul ăsta chiar au o dezvoltare excepțională. Următorul cules puternic, care preconizez eu că o să-l prindem noi, o să fie culesul de floarea soarelui, care sperăm că o să și dezvolte. Încercăm să urcăm aici pe pantă. Așa. Facem cunoștință cu dânsii proaspăt făcuți. Roi făcuți fiecare din câte o familie. N-am mai făcut cu stolonare selectivă. Am ales să-i fac așa. Sunt familie puternice. Și de aceea am reușit să iau din ei, să compun roiuri. Le-am dat și... Ia uitați. Pe 4 rămișoare. Vreau să iau niște fum, dar ce să facem? Să mă duc să iau fumul pe la în spate. Am avut grijă să-i dau și albina doică. Asta e la fel. Ăștia se dezvoltă normal. Le-au ocluzionat reginele, cred că deja s-au și împerecheat. La majoritatea am văzut că au băgat, au început să ponteze mai timid, așa. Dar nici n-au făcut 15 zile de la ecluzionare. Cei drept trebuie să le dăm puțin spațiu. Iată familiile mele. Din ăsta am luat 4 rame, plus o ramă bună cu doică. M-am uitat atent de matcă, să nu fie pe ele. Familiile astea sunt de excepție, după cum vedeți. Acum încă este destul de răcoare, între ghilimele. Asta e al treilea roi care l-am făcut. Vă arăt și imediat familia de la care l-am luat. Ăsta este un roi care în momentul ăsta e pe 8 rame. Am avut ambiția să îl fac cu vreo 7 rame. După cum vedeți, a făcut bărbiță.
A fost și cald astăzi. Prima zi de caniculă adevărată, cred că din anul ăsta. Din ăsta l-am făcut pe cel de v-am zis mai devreme, ultimul roi. Câte 4 rame. Ăsta iar la fel. Ia uitați, aici sindrom. Bine că am văzut că nu era urdinșul complet deschis, dar ele au rămas tot aici. Aici le place, le lăsăm aici când ne trânjează. O să intre mai ales mâine dimineață. O să fie toate înăuntru. Vin de la când. Aduc ceva nectar. Dar v-am zis, nu e un cules model. Foamele sunt foarte bune. Majoritatea sunt pe 10 rame și își așteaptă caturile. Eu la... Nu, anul ăsta mă ocup numai pe dezvoltare. O să încerc să mă dezvolt, să văd dacă mai pot să mai fac un rând de roiuri, dar timpul se cam strânturează și așa. Anul ăsta am avut și norocul cu două roiuri care mi-au zburat în cutii. Dar la mine să fugă n-a fost cazul. Ia uitați ce zbor avem aici în față. Asta e bucata de ceară care o recoltai acum. Umblând în ei. Nu vreau să trag foarte tare de ei, pentru că știu ce înseamnă să slăbești un stup. Ăsta la mine e deja al patrulea an și am avut ocazia să trec prin momente de-astea neplăcute, să-mi slăbesc stupii, ziceam, hai că trebuie să fac mult, să-i dezvolt, dar acum am ales cu grijă familiile de la care am luat și știu sigur că am ales bine, pentru că încă au foarte multă muscă și au foarte mult puiet care urmează să ecluzioneze. Speram că o să-i schimbăm și ăsta cutia, că mi-e milă de el, numai că mă uit așa de el. E păcat de ce familia e în el. Asta e un vertical pe 12 rame. Uitați aici. Au ceva cules de la fâneață. De asta și... De asta am și găsit nectarul ăla în cat. Sunt multe aspecte care aș vrea să le rezolv. Trebuie să-mi duc lipsă de diafragme. Trebuie să iau diafragme multe. Trebuie majoritatea să-i fac așa. Să le pun colțare. Care sunt cu fundul detașabil. Este ok primăvara cu fund detașabil, dar nu e cea mai bună soluție în cazul meu, pentru că o să rămân cu ei pe loc. Poate pe viitor. Dar ce urmăresc eu acum, stupii să fie pe 10 rame și momentul oportunit, când apare oportunitatea unui cules, aruncăm caturile de jumate pe ei și asta aș avea de gând. Toate corpurile care le-am acum, inclusiv cele cat, vreau să le transform cuiburi și să merg cu sistem de jumătate pe etaj. Da. Văd că și la unchiul meu le-a făcut bărbiță. Ai mei au puțin mai mult noroc că după ora 4 nu mai bate soarele direct pe ei, mai ales că sunt pomii ăștia aici mari. Le conferă oarecum